Chiar dacă nu ne putem imagina cu adevărat ce va aduce tehnologia 5G, este important să implementăm această tehnologie, a subliniat recent într-o dezbatere televizată Manuela Catrina, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor. Ea a subliniat în context că înlocuirea tehnologiilor anumitor furnizori de rețele deja existente ca pas pentru trecere la 5G este prevăzută să aibă un impact de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Statele Unite ale Americii și că are în vedere găsirea unor soluții pentru compensarea acestor sume care vor fi cheltuite de operatori. În același timp, deși conform proiectului de lege 5G lansat în consultare publică de autoritățile române, se poate ajunge la o situație similară. În România nu există încă o dezbatere privind posibila compensare operatorilor, o mare parte a rețelelor 4G fiind realizate cu furnizori care ar putea fi vizați de o eventuală excludere, impactul negativ final urmând să fie resimțit de consumatorii finali. Potrivit Manuelei Catrina, România este prinsă în războiul global 5G dintre Statele Unite și China și nimeni nu va apăra interesul consumatorului român decât autoritățile române. În acest sens, ei trebuie să promoveze cele mai bune soluții pentru consumatori și economie. Proiectul de lege 5G se află în prezent în etapă de avizare interministerială și urmează ca el să fie adoptat de guvern. Ulterior va intra în dezbaterea celor două camere ale Parlamentului.